Referendumul pentru familie, care se va desfășura în acest weekend, creează confuzie în rândul multora dintre persoanele cu drept de vot, în special în mediul rural. Fie că au înțeles sau nu despre ce este vorba, locuitorii din Poiana Mare nu ezită să-și exprime opiniile despre acest subiect. Știți că se face referendum acum în weekend pentru familie. Mergeți la vot? Mergem. Dar știți despre ce este vorba? Da. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Deci dacă votăm, da. Păi da, o să votăm. Nu suntem de acord cu așa ceva. Nu sunteți de acord cu și cu alte variante? Nu, nu. Nu. Păi de ce? Așa a lăsat Dumnezeu, așa să fie. Da. N-ai cum altfel. Ai ureală? Mergem, dar să fie o treabă bună. O treabă bună. Deci nu suntem mulțumiți cu aceea ce vorbește cu bărbați și femei. Deci trebuie să fie așa cum s-a lăsat Dumnezeu, da? E foarte bine, nu? Altceva. Și veți merge să... Deci sunteți de acord cu familia tradițională, cu familia pe care o știm cu toți? Tradițională, bineînțeles. Cu familia tradițională. Nici un caz cu așa ceva. Trebuie să gândească ceea ce fac. Să gândească că nu poate să curce cu un bărbat. Da? Trebuie să... Sunt femei destule. În toată lumea nu s-a terminat femeile. Trebuie să aibă o femeie lângă el. Nu trebuie să facă așa ceva. Mergeți la vot în weekendul acesta? Doamnă, eu mă abțin. Pentru că aici sunt, cum să vă spun, Adam și Dumnezeu a lăsat pe Adam și Eva, l-a făcut pe Adam, după aia a făcut pe Eva, a fost singură și a zis că să trăiască, să mulțească. Deci om și cu femeie. Dar ce spun ăștia de Constituție? Ca să votăm Constituția, să iese ei, dacă au furat, să plătească. Noi nu muncim aici, agricultura și toate ăștia, pentru ei că fură. Să pune mâna să-i aresteze pe toți care fură. Deci vrem ca bărbatul și femeia să se țină, să-și facă copii, să fie crescuți de părinții lor, dar nu vrem... Câți copii sunt abandonați, câți copii nu au cărți de școală, câți copii... Și la ora actuală ei abar n-au de copiii ăștia ai statului. Femeie și un bărbat, da, să fie ascultătoare pentru... Ca să, da, da, ca să mă asculte, să facă... Așa ne educăm amândoi, da. Și să fim, nu ne batem joc cu unul de altul sau mă rog altceva. Uite, eu stau de unul singur, de mine n-are la vatra acolo. Am o cameră și o săruță mică. Și stau de unul singur, dacă n-am femeie și parcă piune urechile, capul așa. Nu, da, să cu cine schimba o vorbă. Hai să discutăm, de exemplu, dacă eu mă căsătoresc acum și mă duc la cineva și el are o vilă, are o casă enormă și are bani și are de toate, nu o să mă fac eu în 5 ani stăpână la dânsul casă, nu? E ceva logic. Eu așa zic, nu? Familia trebuie formată din femeie și bărbat, nu din... Da, da, să consideră asta, dar acum bunurile de le cumperi, să le cumperi împreună cât timp stai. Împreună să dovedești, am avut servicii, am avut cutare, am făcut asta împreună. Dacă timpul mi-ar aparține mie, n-aș vrea să fie al altuia sau... De sunt multe. Da, așa sunteți de acord cu comunitățile acestea de homosexuali, de bărbați care preferă bărbații și femei care preferă femeile, din punct de vedere sexual, mă rog. Oh, nu-mi place. Nu, no, așa ceva nu e bine. Nu. Nu e bine. Deci cum, să prostituiască, că eu așa înțeleg. Deci nu e bine, nu e bine, deci nu. Nu se poate așa ceva. De referendumul ăsta nu știați nimic, nu ați aflat? Eu, de exemplu, cum să vă explic, dacă persoanele respective ia o persoană, zice că se căsătorește și între timp nu se căsătorește și vrea să o prostituiască, că nu mai pot să mai mă exprim, ăștia ar trebui împușcați. Își bate joc plus și simplu de o persoană care n-ar trebui să fie în halul ăla. Nu mă duc, doamne. Nu mă duc. N-are rost. De ce? Pentru că fiecare, dacă e libertate, să facă ce vrea, domnule.
de ce mă uit eu să votez, că da, am văzut că s-a băgat și popii în politică, unii pe la Oradea, Arad, nu știu, o firmă de asta, de, o fabrică de pâine. Păi era băgat biletul acolo să voteze, da, la pâine, domn. Și nu, nu mă duc, pe cuvânt, nu. Dacă e democrație, e libertate, dar ce-am eu cu ea, că au ei... Nu, domne, nu spun eu ce. Poate să-i opresc eu, că să zic, că, să zic eu, da, că nu e bine. Alte țări dezvoltate, dar noi facem referendum pentru porcăria asta și încolo treburile merg rău. Rău. Credeți că aveam nevoie de asta? N-aveam, doamnă, nicio nevoie de așa ceva. Trebuia să voteze altceva, să avea legi bune, să nu mai voteze legi pentru ei. Omul face tot ce vrea el. Așa că... Adică și dacă se validează referendumul tot, dacă vor să facă... Da, da, care e sucit din vrej, sucit rămâne mare. Ați cunoscut vreun sucit din asta? Cum? Ați cunoscut pe cineva așa mai... Nu, nu, nu. Nu, deocamdată poate la oraș, la țară nu prea a apărut. Chestia cu astea, cu oamenii ăștia, să vă spun pe dreptă, de sexual, nu trebuie așa ceva. Deci nu trebuie, de asta ce se întâmplă asta în România? Deci nu mai există cineva să fie, să fie femei, să vă asta, ce se întâmplă? Om cu om și nu se poate așa ceva. Nu se poate. Eu așa zic după mine. Altfel... Cunoscut prin cercul de prieteni, prin aveți cunoscuți care gândesc și altfel și fac și altfel lucruri. Am cunoscut pe cineva. Am cunoscut. Amândoi. Erau și... Și v-au deranjat oamenii, adică... Vai de mine, extraordinar. Dar nici nu vreau să-i suport. Răspunsurile oamenilor au avut însă un numitor comun. În România anului 2018, banii cheltuiți pentru organizarea referendumului puteau fi investiți în alte obiective. Nu era nevoie. Putea să dea lege de la început și să termine cu voturile astea. Cu banii aia putea să facă altceva. Un spital unde era nevoie sau mai știu eu. Pentru ce cineva care nu are posibilitate, ceva, care nu au situație, care nu au, trebuia pentru aia, dar nu pentru ei. Deci nu pentru ei să facă așa ceva. Acum bagă referendum, nu o să plătească caietele și cărțile la copii, să facă școală, să facă învățământ, să învețe, îi bagă alte prostii ca să scape ei de pușcărie. Eu consider că țara noastră n-ar fi avut nevoie de referendum. Țara noastră niciodată n-a fost, a fost o țară creștină, dar nu așa cum este acum. Să votăm referendum pentru ce? Pentru ce să cheltuim banii ăștia? În loc să-i dea la o femeie văduvă, la un copil orfan, să dăm la altcineva. Dăm, la ce să dăm? Să-i scăpăm pe ei de pușcărie? A furat, să plătească. Asta e. Niciodată n-a fost așa ceva la noi, bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Eu sunt femeie credincioasă, eu vreau ca femeia să-și facă copii, 12, 15, cât îi dă Dumnezeu să-i facă, să-i crească și să-i lasă la sânul maică-sa. Să nu-i ia de la, dacă maică-sa nu poate să-i crească și lasă la bunică să maică-sa să duce în altă țară și acum să-i ia de acolo, să-i ducă pe la orfelinate și pe oriunde vrea Liviu Dragnea. Nu se poate așa ceva. Era bun și pentru spitale, era bun și pentru asfalt, șosele. Da, era bun. Pentru grădiniță ce era. Nu vei merge. N-are niciun rost referendumul ăsta, domnișoară. Mai bine dădea la copii, la bătrâni, un ajutor. Asta, e, fiecare e liber să-și aleagă cum vrea viața. Nu suntem nici împotrivă, nici. E opinia dânsului, fiecare ce-și alege în viață. Sunt de acord cu opinia dânsilor. Fiecare cum consideră că e bine. Dar referendumul n-are niciun rost cheltuial de asta. Să-i mai bine dădea la copii, la bătrâni, un ajutor ceva. E atâta cheltuială acum fără niciun rost. Dar ăsta e guvernul, ce să spun. Și familia totuși, credeți că trebuie formată din soț, soție sau... Fiecare cum își alege. Da, soț, soție și de același sex. Fiecare are o opinie. Trebuie respectat fiecare, da. Din cei 12.000 de locuitori din Poiana Mare, peste 9.000 au drept de vot.
Pentru referendumul din acest weekend, la nivelul comunei vor fi amenajate 7 secții de votare. Astăzi sunteți un om trecut prin viață. Cum vedeți dumneavoastră țara asta, așa cum am ajuns noi, satul ăsta românesc? Țara asta ajunge la râpă. Noi muncim, ne ia impozite și ei fură pe capete. Și noi rămânem ca proștii. Asta este. Țara asta e ceva de neînchipuit cu ea. Cum să facem să nu ne mai fie atât de rău, că ne plângem, vedem că... Credem toți în Dumnezeu, că El e tot puternic, El le vede pe toate și le știe pe toate. El să le facă pe toate, voia Lui să se facă în toate, Doamne. Și noi oamenii nu stă și în puterea noastră, nu știu, să mai facem ceva din când în când. Să punem mâna pe vot și să votăm ce trebuie. Nu să ne ducem că îi dă aluia 10 lei sau îi dă 2 mici, cum am mai dat de rândul trecut, și asta să fie țara vai de lume. Nu votăm pentru 2 mici, nu votăm pentru 10 lei, votăm pentru sufletul nostru, pentru copiii noștri, pentru țara noastră, să ne fie bine.